De ce credeți că a funcționat campania de vaccinare în alte țări, iar în România nu a funcționat? Ce nu a mers? Sunt câteva motive care, sigur, țin, în primul rând, de comunicare sau de o comunicare poate imperfect sau neadaptată fiecarei categorii. Aș spune aici, însă aici un lucru care mie mi se pare foarte important. Accentul care a fost pus pe comunicarea legată de vaccinare în perioada anterioară a privit într-un mod cu totul nefericit doar efectele și reacțiile adverse pe care poate să le aibă o vaccinare care, într-adevăr, n-a trecut proba timpului. Însă nu s-a spus cu onestitate că, da, vaccinul acesta, ca și alte vaccinuri, pot să dea și anumite reacții adverse, sigur, într-o incidență mult mai mică, așa cum oricare alt medicament, până la urmă, pe care îl luăm, poate să dea reacții adverse. Vă întreb așa, oarecum retoric. Își pune cineva problema să nu mai dăm la un bolnav oncologic citostatice, pentru că un asemenea medicament sau asemenea grupă de medicamente are și reacții adverse. Ei, supradimensionarea unui mesaj în termeni foarte idealiști, pe de o parte. Pe de altă parte, un apetit poate peste media pe care am văzut-o în România față de alte țări la aceste fake news-uri care au amestecat adevărul cu lucruri neadevărate, o tribună care a fost tot timpul deschisă spre asemenea gen de mesaje și o implicare poate sub nivelul necesar a societății civile care are în ea vectorii de imagine, au dus la acest rezultat nesatisfăcător. Și vă mai spun un lucru. Totuși, noi am pierdut foarte mult cu vaccinarea în zona rurală. Mult mai mult decât în zona urbană. Gândiți-vă care sunt liderii de imagine, de opinie la nivel rural și în ce măsură aceștia au fost folosiți de-a lungul timpului. Și mai bine aminte un exemplu pe care să vi-l dau. În urmă cu, sau în perioada Paștelui, noi am închis într-un mod poate pripit bisericile. O reacție care a stârnit la rândul ei o contrareacție din partea liderilor, multor lideri religioși, care dacă ar fi fost așezați într-o zonă constructivă în acest sens, sunt convins că ar fi contribuit și ei, mai mult ca poate mulți alții, la succesul vaccinării. Vă spun foarte clar și limpede, într-un sat, într-o comună, cu siguranță că vocea liderului spiritual va fi mult mai puternic ascultată, chiar și decât vocea unui medic care are toate bune intențiile în acest sens. Acum avem restricții în România, dar totuși bisericile sunt deschise. Practic, oricine poate merge la biserică. Nu există un certificat verde care să impună anumite reguli în privința aceasta. Cum vedeți lucrurile? Da, așa este. Oamenii, până la urmă, la nivel administrativ, înțeleg și trebuie să înțeleagă faptul că, dincolo de nevoile materiale pe care le are fiecare, este și o nevoie spirituală pe care trebuie să o acceptăm ca atare. Acum, cineva trebuie să răspundă, și mă refer la cei care au deciziile, prin ce un anume tip de aglomerație sau de întâlnire este mai puțin periculoasă sau mai puțin riscantă sau mai riscantă decât alta, doar prin prisma subiectului care este adus în discuție. De aceea mă uitam și la certificatul verde care a strâns o discuție foarte puternică. Am înțeles utilizarea certificatului verde în toate instituțiile publice, în cele private care au peste 50 de angajați, dar n-am înțeles, de pildă, de ce sistemul judiciar face excepție, el fiind tot o structură publică, precum sunt și celelalte. Vedeți, asemenea măsuri care cu siguranță că au în spate și un raționament mai degrabă politic decât administrativ, pe omul simplu care ascultă și se informează, un asemenea om la care nu poți să-i dai răspunsurile potrivite, îi induce întrebări și îi induci neîncredere față de stat. Aici cred că avem noi o problemă fundamentală, aș spune.